în conformitate cu dispozițiile articolului 134, aliniatul 1, litera A, și aliniatul 3, litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului 57/2019, privind codul administrativ, și are dispoziție primarul Comunei Ardeoa numărul 49/17/3/2020, vă invit să participați la lucrările de ședință ordinare de astăzi, 26 martie 2020. Din cei 11 consilieri locali care compun Consiliul Local, sunt prezenți toți. Deci, ședința poate să înceapă. Având în vedere prevederea articolului 138, alineatul 15, supun spre aprobare procesul verbal încheiat la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Deci, ca de obicei, domnul de la Discursiv TV participă la lucrările ședinței. Deci, pentru astăzi, datorită faptului că situația impune anumite restricții, n-am mai chemat și cei care trebuie să prezinte rapoarte de specialitate, deoarece ședințele au fost de totuși în comisii, nu mai este nevoie de prezența dumneavoastră. Acum rog pe domnul președinte să preia lucrările. Mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrările ședinței conform normelor legale și democratice. Se dă citire ordinei de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statutului de funcții și numărului de personal din aparatul de specialitate al primarului Comunei Ardeoani, județul Bacău, pentru anul 2020. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. 2. Proiect de hotărâre privind priorități, obiectiv, Plan Acțiuni 2020 privind dezvoltarea economică-socială a Comunei Ardeoan, județul Bacău, inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economice Sociale, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2 al anului 2019. Inițiator, primar Victor Deaconu. Proiect de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economice, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea demolării a unei noi construcții, și anume pot peste râul Tazlău Sărat, situat în satul Leontinești, Comuna Ardeoan, județul Bacău. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activități Sportive și de Agrement. Și 3. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice a Drepturilor Cetățenilor. Procesul 4.5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2020. Inițiator primar Victor Deaconu. Proiectul de hotărâre. Tocmai așa că îmi ia aerul. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economică, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărire Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Diverse, nu avem aici, nu? Ba da, avem un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2020. Supun la spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Întrucât am citit deja ordinea de zi, eu zic să trecem să aprobăm proiectele. Și anume proiectul de hotărâre numărul 1. Comisia
Comisia de administrare, Comisia pentru Administrație Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățenilor, Macadam Bogdan, avizează favorabil Comisia proiectul în forma prezentată și dau cuvântul domnului secretar. Dar, după cum bine știți, materialele au fost atât discutate. Dacă sunt discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este de acord? Dacă este împărut. Am înțeles. Trecem la proiect de hotărâre. Proiectul numărul 2. Și avizul, doamna Nichi. Stați așa să vedem cine este aici. Aviz Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economic-Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Anica Gabriela. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Dau cuvântul domnului secretar. După cum bine știți, dacă aveți ceva de obiectat pe mare la material. Dacă nu, supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? 3. Proiectul de hotărâre. Comisia pentru Programe de Dezvoltare Economice, Socială, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunei, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Anica Gabriela, președinte al Comisiei de Specialitate. Comisia avizează favorabil. Dau cuvântul domnului secretar. Ca de altfel, situația de fapt care ne impune ca să stăm cât mai puțin timp în... Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. 4. Proiectul... Comisia pentru... Doamna Anică. Da, tot doamna Anică. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre. Comisia pentru Învățământ, domnul Macadam, Comisia avizează favorabil. Comisia pentru Administrare Publică, Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice, a drepturilor cetățeni. Domnul Rusu Alexandru. Da, Comisia avizează favorabil. Atunci supunem la vot proiectul în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este împotrivă, dacă se abține cineva. Proiectul cu numărul 5. Comisia doamnei Anica Gabriela. Comisia avizează favorabil. Dau cuvântul domnul secretar. E vorba de precotizația la ADIS. Atunci supun la proiectul de hotărâre spre aprobare în forma prezentată. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă, dacă se abține cineva. Care mai ăsta cu Adigo, nu? Da. 6. Tot Comisia doamnei Anica Gabriela. Comisia avizează favorabil. Este vorba despre ADIP. Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cine? Mulțumim. La diverse... Spuneți. În ceea ce privește, acolo ne-ați făcut dumneavoastră canalul la frasă, deci mai avem unii mai trece acolo un cazul care o să decopertați podul, să facem o leacă acolo ca să putem intra cu căruță. Am luat în capul de la frasă. Bun. Atât am avut de spus, vă mulțumesc. Domnul Cercu, o mică precizare. Magazinele și firme care s-au închis, acum, prin chestia asta, ar trebui să nu mai plătească salubrizarea, nu? De la data de până la data de în primar. Aveți în vedere, probabil, chestia. Sunt câteva magazini care au închis activitatea și firme de perioada primă. Păi da, am reprezentat cu declarația și... Păi da, în momentul ce o închis și de ce este, da, de ce, de ce așa, nu mai plătește salubrizat. Bănuiesc. Da, atât. Ca să da. Și care fac obiectul ordonanței? Corect, corect. Fără discuție. Am înțeles. Atunci, declar ședința închis. Vă mulțumesc. Thank you.